Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi povestim despre Black Friday și despre cumpărăturile de Black Friday. Noi am mai vorbit despre asta și pe grupul meu de parfumuri. Dacă vreți să veniți acolo să mai discutăm despre reduceri, magazine, parfumuri și nu numai, găsiți în descriere linkul. Și în cazul meu vorbim astăzi despre parfumuri, pentru că eu am ales ca pe acest canal să nu vin cu alte hauluri. Însă mai am nevoie și de alte lucruri și mi-am mai luat și alte lucruri de Black Friday, nu foarte multe, dar mi-am luat, de exemplu, că tot are legătură cu YouTube, mi-am luat un ring light. O să am nevoie în perioada următoare, căci nu o să mai am lumină naturală și aveam nevoie oricum, pentru că uneori vreau să filmez seara și nu am lumină naturală, nici artificială nu aveam una prea bună. Și aveam nevoie, nu l-am luat la cine știe ce reducere, dar tot trebuia să-l iau și l-am luat. Ei bine, haideți să vorbim despre campania pe care am avut-o cu Delirium. Eu am, nu știu dacă mă urmăriți pe Instagram, am filmat acolo câteva clipuri scurte în care am anunțat zilele în care au avut Black Friday și despre surprize, însă eu am ales să vin și cu un vlog în care v-am spus și despre dorințele mele, despre Crazy Wishlist și a fost o campanie foarte frumoasă și reușită, în primul rând pentru că reducerile au fost foarte bune și în al doilea rând pentru că o persoană tare dragă mie, care știu că mă urmărește, a câștigat Crazy Wishlist-ul parfumat. Au fost 30 de persoane care au câștigat și astăzi își ridică premiile și sunt tare încântată și a fost o oportunitate pentru mine să filmez în magazin, să vă povestesc despre parfumuri. Eu aș face asta în mai multe locuri, fără să mă întrebe cineva ce caut acolo, ce fac acolo, adică arată ciudat când cineva filmează așa de capul lui prin magazine și vorbește singur. Dar aici am avut ocazia să fac asta și că am făcut un crazy wishlist care a fost cât se poate de real. O să vedeți asta, încerc să am mare grijă ce vorbesc aici pe YouTube. Nu vreau să vă recomand parfumuri de care eu nu sunt 100% încântată și vă spun mereu părerile mele și chiar cu simț de răspundere. Nu vreau să vorbesc aiurea pe aici. Și m-am dedicat 100% în această campanie. O să vă arăt și ce am în punguța aceasta, ce parfumuri mi-am ales eu din Delirium și haideți să începem cu parfumurile, pentru că nu vreau să vorbesc foarte mult, oricum avem mai multe de vorbit despre parfumuri. În primul rând am un parfum aici care știu că a ajuns deja și la câteva dintre voi și este vorba despre My Boudoir. V-am povestit despre el în clipul, în vlogul din Delirium. Mi-a atras atenția parfumul acesta. Face parte din categoria de parfumuri de nișă la prețuri accesibile, chiar nu este un parfum scump. Și cum este și Cult Beauty, cum este și ce mai era. Am mai descoperit eu unul nou acum, când am fost în Delirium. O să vă pun o poză pe ecran, căci am mai descoperit un brand pe care nu-l văzusem până acum. Ori nu era, ori nu l-am văzut eu. Dar mi-a atras atenția un parfum. O să vă pun pe ecran pozele. Și da, este vorba despre Fabulous Nude de la My Boudoir. Vă spuneam eu în vlog că mi-a plăcut și cel negru și ieri chiar i-am dat un nas și celui roșu, l-am mirosit pe cel roșu și e chiar ok parfumul, doar că eu v-am zis preferatele mele, cele care, pe care eu le-aș cumpăra, de exemplu, și da, l-aș cumpăra și pe cel negru, dar acesta mi-a atras și mai mult atenția. Și haideți să vorbim despre note. În vârf are cristale de sare și grapefruit roz. În mijloc are macaron cu zmeură, floare de nufăr și iasomie, iar în bază are lemn alb, mosc și ambră. Eu când l-am mirosit în magazin, am mirosit în acel clopoțel care are acolo un fel de blotter este și am simțit doar baza, nu am putut să le pulverizez și să le miros pe toate căci nu avea rost, am mirosit ce mi-a atras atenția din clopoțel și când ceva m-a atras foarte mult,
Am și pulverizat, doar că deja testasem destule și nu mai aveam nicio șansă, dar mi-a plăcut foarte mult și am simțit un clopoțelul acela și am simțit atunci un parfum cremos și fructat, cumva o combinație. Deci ce a fost în capul meu atunci a fost un milkshake cu căpșun și cu zmeură, ceva de genul. Acum că acest parfum este deja la mine și l-am pus ieri pe mână și l-am simțit foarte mult timp, sinceră să fiu, nu mă gândeam că este atât de intens și ține atât de mult pe piele. Acum pot să zic că nu este un parfum liniar, ci se dezvoltă și am simțit mai multe nuanțe în acesta, dar în special... am simțit fructe. Este fructat. Este fructat. Cred că predomină în acest parfum acest macaron cu zmeură. Pentru că în deschidere se simte cumva, ați văzut că este macaron cu zmeură, este mirosul bezelei în primul rând, dar și crema. Și crema este ceva mai intensă, este un miros mai intens. Per total, asta simt, un parfum fructat și gurmand, cremos, dar să știți că se tot schimbă mirosul. La un moment dat se simte și așa o combinație de ceva proaspăt, spicy, sărat, proaspăt, nu știu. E foarte interesant, foarte interesant și la un moment dat îl simt pudrat, tot cu această nuanță de macaron cu zmeură. Crema aia se simte de fruct roșu. Dacă vă place mirosul acesta cremos de cremă de căpșuni sau hai să zic și macaron, pentru că cumva este o combinație de cremă și parcă se simte și textura aia de bezea când o spargi, deci... Sper să înțelegeți ceva, dar în special simt o cremă de căpșuni, cumva ca o dulceață de căpșuni. Așa se simte, dar v-am zis, parfumul acesta se tot dezvoltă, la un moment dat îl simt un pic spicy, la un moment dat îl simt pudrat și se schimbă mirosul, dar predomină acest miros de cremă de căpșuni, milkshake de căpșuni, ceva de genul. Este foarte frumos în cazul în care vă plac parfumurile fructate, parfumurile mai prințesistice, mai girly. Acesta este, de fapt, pentru mine este un parfum frumos, pentru că de aceea l-am și ales, dar vă recomand să-l testați, testați-l, pentru că este foarte, foarte frumos. Și sticla asta este frumoasă, este o sticlă grea și nu are niciun preț prea mare, mai ales că în perioada reducerilor au prețuri chiar super, super bune. Și aș vrea să vă rog, dacă l-ați cumpărat și voi, la recomandarea mea sau nu, să-mi spuneți în comentarii cum vi se pare vouă. Haideți să trecem la următorul parfum, pentru că mai am unul aici. Ia uitați-vă, ia uitați-vă aici. Eu am testat acest parfum, are o poveste parfumul acesta. Cred că o să vedeți această poveste într-un video în care am făcut unboxing, un video din acela scurt, ca să nu încarc acest video prea mult. Și ar fi multe de spus despre Milk, despre Commodity Milk, am testat și alte parfumuri de la Commodity. Mi-au mai atras atenția unele, însă le-am mirosit din clopoțel și sunt parfumuri pe care trebuie să le testez pe piele și nu doar să le testez, să le porți, să vezi cum se dezvoltă, pentru că tind să cred că sunt mai ciudățele, mai ales aplicate pe blotter, deci eu nu recomand să testați parfumurile de la Commodity pe blotter. Asta vă zic din experiența mea. Vă recomand să le testați pe piele și să le purtați.
apoi să vă întoarceți și să, nu știu, poate să le testați pe rând, că așa ar fi recomandat, ca să le înțelegeți. În cazul în care, nu știu, v-ați hotărât că vreți un parfum de la Commodity. Da, despre Milk pot să zic că m-a cucerit și chiar dacă nu aveam această campanie cu cei de la Delirium, tot îmi cumpăram acest parfum. A avut un preț foarte bun, cu 30% reducere, și mi l-am dorit super mult, super mult. Chiar este un parfum mai ciudat, aș spune eu, dar în același timp aș putea să-l descriu așa. Știți că mie îmi place foarte mult atmosfera asta cozy și folosesc destul de mult acest cuvânt. Mă regăsesc foarte mult în chestia asta, pentru că întotdeauna încerc să îmi creez o atmosferă care să-mi dea o stare de bine. Îmi plac lumânările parfumate, îmi place atmosfera asta, îmi place să-mi creez eu o atmosferă cozy ca să am o stare bună. Și aici, în acest parfum, aș pune tot ce înseamnă pentru mine cozy. Când mă gândesc la coziness, mă gândesc la stare de bine și la o atmosferă plăcută, caldă. Deci, tot ce înseamnă cozy pentru mine este acest parfum. În general, caut parfumuri în zona asta și mai am în colecția mea, însă acesta este un parfum unic. Nu am mai regăsit acest miros niciodată. Este un parfum care nu m-a cucerit de la primul nas, dar v-am zis, o să vă spun povestea lui într-un video scurt în care am făcut unboxing. Dar totodată este un parfum modern. Este un parfum modern. Are o prezentare superbă, superbă, și sticla este atât de frumoasă, atât de simplă. Avem aici și notele parfumului: lapte cald, musc, tonka, marshmallow și mahon. Foarte interesantă combinația. Hai să-l deschidem. Îmi place foarte mult și sticla este superbă, superbă, superbă. Mai sunt două variante de Milk. V-am zis că nu le-am... Avem Milk... Stați așa, să vă zic care este varianta. E foarte complicat cu parfumurile astea de la Commodity. Avem personal, expresiv și bold. Eu am varianta expresiv. Uitați-vă ce sticlă frumoasă. Este superbă, 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 superbă. Trebuie să vă zic că parfumul acesta are și un capac greu. Vai cât îmi place, vai cât îmi place. Hai să vă zic ce prostie am făcut în primul rând. Vai cât de bine miroase, cât de bine miroase. Pentru mine acest parfum miroase a un desert fierbinte. Aceste bezele, nu știu, mi se pare un parfum cozy, un parfum sofisticat. Nu este doar un parfum gurmand, este ceva mai ciudat, desigur. Nu este doar gurmand. Nu este ceva fotorealist. Adică nu vezi o prăjitură când miroși acest parfum. Pe de o parte mă duce cu gândul la un creme brulee fierbinte. Pentru că eu atunci când l-am purtat prima dată, toată ziua am simțit că acest parfum emană o căldură. Deci mi-a plăcut atât de mult. Mi-a plăcut atât de mult. Dar este și lemnos în același timp. Adică este un desert. Este acel lapte, se simte, dar într-un desert fierbinte. Și în același timp este curat și lemnos. De asta zic că nu este 100% gurmand. Și mă bucur, mă bucur. Nu ai cum să îți dai seama de acest parfum decât dacă îl testezi și nici nu recomand să-l cumpărați blind. În niciun caz. Începusem să vă spun despre prostia pe care am făcut-o ieri.
și mai iau așa cu altele. Am atât de multe lucruri să vă zic încât uit ce voiam să vă zic. Am folosit, cred că, 5 pufuri. Deci este foarte puternic, foarte puternic și foarte persistent acest parfum. De-abia aștept să-l port și să văd cum stă treaba cu proiecția, să văd ce reacții primesc în urma folosirii acestui parfum. Și da, nu este un parfum în care să faci baie, maxim 3 pufuri sunt de ajuns, deci este foarte puternic, foarte, foarte puternic și mă bucur. Da, cam atât despre Milk, o să mai discutăm despre el după ce o să-l port. Cu siguranță o să-l port destul de mult pentru că vine iarna și mi se pare perfect, perfect pentru perioada rece. Și haideți să trecem la următorul parfum. El deja l-ați văzut într-un shorts. Am făcut un unboxing și v-am spus acolo câteva cuvinte despre el. L-am cumpărat blind. Nu am mirosit niciodată Oriana și nici Love Don't Be Shy, parfumul cu care acesta este asociat și asemănat. Am testat doar clone după Love Don't Be Shy și cumva aveam o idee, dar... Da, toată lumea zice că seamănă între ele, așa și este. Din ce mi-am dat eu seama din clone, pot să zic că în clone am simțit un miros mai șters, cumva mai light. Am avut și parfumul de la Zara și acolo am simțit izul acesta, dar din nou destul de light și mai șters. În Oriana de la Parfum de Marly simt o aromă mai intensă, mai densă, mai bogată, mai puternică. Nu am purtat acest parfum, dar o să revin cu impresii despre toate parfumurile pe care voi le vedeți în haul-uri, la un moment dat, prin parfumurile săptămânii sau alte clipuri. Și... Îmi doream un parfum de la Parfum de Marly. Am testat Delina, este un parfum care îmi place. M-a atras și Delina la Rose. Erau toate acestea pe Military Shop. Erau la prețuri bune și chiar au avut niște reduceri foarte frumoase cei de la Military Shop. Dar am zis să risc și să-l iau pe acesta. Mi-a plăcut foarte mult și sticluța aceasta, este foarte girly, toată lumea iubește acest parfum, toată lumea vorbește despre el. Bine, părerile sunt împărțite, ca despre orice parfum de altfel, și am zis să-l iau pe acesta. Am ales și varianta de 30 de ml în primul rând pentru că l-am luat blind și nu știam la ce să mă aștept din partea lui, nu știam cum miroase, însă l-am luat în varianta de 30 de ml și pentru că am și eu totuși niște limite. Și am destule parfumuri în colecție, adică nu avea rost. Despre miros, haide să-l pulverizăm și pe el și să vedem cum este. Are o deschidere fructată, citrică, luminoasă. Avem aici mandarină, bergamotă și grapefruit în deschidere. În mijloc avem floare de portocal, zmeură și coacăze negre. Iar în bază avem frișcă, marshmallow, mosc și ambretă. Este o combinație de flori albe, de floare de portocal așa un pic soapy. Este o combinație de flori și fructe, dar și de o parte gurmandă. Marshmallow este așa un parfum pufos, un parfum cu flori, cu fructe, dulce. Se simte și izul acela de bezele, de, nu știu, eu v-am mai povestit că eu când mă gândesc la bezele, mă gândesc la o pungă de bezele pe care o deschid și miros. Chiar am făcut treaba asta și... Chiar vă recomand și vouă dacă vreți să simțiți mirosul de bezele pe care posibil să-l regăsiți în parfumuri.
Îmi place parfumul, îmi place, este un blind reușit și o să mai discutăm despre el, o să-l port și o să revin cu impresii. Da, cam astea sunt cumpărăturile mele în ceea ce privește parfumurile. Restul cumpărăturilor au fost pentru copii, pentru, nu știu, chestii pe care mi-au mai atras atenția sau de care mai aveam nevoie. Nu foarte multe cumpărături am făcut anul acesta. Încerc să pun parfumul la loc în cutie, nici nu știu de ce, pentru că nu le țin în cutie. Și v-am zis, sunt curioasă ce v-ați cumpărat și voi de Black Friday. Puteți să-mi spuneți în comentarii, să discutăm. Dacă aveți întrebări, puneți-mi-le în comentarii. O să vă răspund ori în clipuri, ori în comentarii. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Instagram. Mai nou mă găsiți și pe TikTok, ce să vedeți. Am uitat să vă zic. O să pun în descriere contul meu, profilul meu. Habar nu am, eu sunt nouă pe TikTok pentru că nu m-a atras până acum, până să caut, să încep să caut informații despre parfumuri care mă interesează și acolo. Și da, este o mare comunitate a iubitorilor de parfumuri din România sau și nu numai. Este o mare comunitate, sunt multe informații, sunt multe persoane care vorbesc despre parfumuri și de aceea m-am îndreptat și către TikTok, căci, sinceră să fiu, la început mi s-a părut o prostie. Am văzut mulți copii, dar depinde și pe TikTok, cum să zic, primești recomandări în funcție de ce cauți. Adică nu mă interesează numai glumele bune sau mai puțin bune de pe TikTok, chiar poți să găsești și informații utile. Am văzut medici care vorbesc, dermatologi, chiar am găsit niște chestii foarte interesante și am zis să mă duc și eu acolo și chiar am planuri în legătură cu TikTok și vreau să fac acolo ceva. Dacă vreți și dacă urmăriți TikTok, puteți să mă găsiți și pe mine acolo. Vă aștept și pe TikTok, pe Instagram. Nu uitați să vă abonați și aici pe YouTube dacă nu ați făcut-o încă și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!